Mai multe geamanduri în formă de cruce și inscripționate cu numărul persoanelor înecate în 2021 au fost donate de Fundația pentru Smurd, înființată de Raed Arafat. Mulți dintre salvamari refuză să le monteze, deoarece le consideră neconforme și chiar periculoase. O astfel de geamandură a fost montată la Eforie, într-o zonă cu risc de înec. Însă reprezentanții serviciului de salvamar susțin că turiștii nu au ținut cont de mesaj. Conform mesajul.ro, în timpul unei furtuni, partea de sus a geamandurii în formă de cruce a fost ruptă de valuri. Geamandurile au formă de cruce și au mesajul fără aventură după geamandură. De asemenea, pe fiecare mai scrie pericol de înec după acest punct. 35 de oameni au murit anul trecut după ce au depășit geamandurile. Întoarce-te acum! Coordonatorul Serviciului de Salvamar pentru Mamaia și Constanța, Gabriel Culea, a declarat luni pentru news.ro că geamandurile în formă de cruce nu vor fi montate. Nu le vom monta pentru că rolul geamandurii este de a marca zona de siguranță. Sunt bine specificate în lege forma și culoarea ei. Această geamandură care nu știu de cine a fost creată nu îndeplinește aceste condiții. În plus, elementele de prindere pe geamandură sunt periculoase, sunt plăcuțe cu colțuri, iar în momentul în care marea este agitată și o persoană este curioasă să citească acel mesaj, acea plăcuță o poate răni, a explicat Gabriel Culea. El a precizat că serviciul de salvamar pe care îl coordonează a primit o asemenea geamandură, donație din partea Fundației pentru Smurd. Nu îndeplinește normele de siguranță, are alt mesaj decât cel de a limita zona de siguranță. Rolul serviciului de salvamar este de a preveni și de a acționa când este nevoie, a mai spus Gabriel Culea. O geamandură în formă de cruce a fost montată însă la Eforie, dar reprezentanții serviciului de salvamar spun că nu a avut niciun efect. Am montat o geamandură într-un punct negru pe care îl avem noi, un punct de mare risc. Este vorba de porțiunea dintre Belona și Vraja Mării. Acolo este o groapă. Se formează un curent și este greu de ieșit de acolo chiar și pentru salvamari. După ultima furtună, i s-a rupt partea de sus cu crucea, s-a rupt de la valuri. Geamandura nu a avut niciun efect, lumea a intrat la fel în apă. Nu ține nimeni cont de steagul roșu arborat de geamandură până în momentul critic când are nevoie de ajutor, a povestit Gheorghe Vătămânescu, relatează mesajul.ro.